și sunt președintă de onoare, președintă fondatoră al asociației. Sunt principala organizatoare a acestui eveniment Astrofestival la Craiova. Astrofestival a ajuns la ediția a 10-a și voi prezenta acum un subiect puțin mai delicat, un subiect interesant. Este de fapt un extras din ultima mea carte de astrologie relațională care a apărut la editura Polirom recent, s-a lansat la Bookfest în mai. Și este vorba despre problema homosexualității și cum se reflectă ea în hărțile natale. În general, deci poate că ați auzit, am auzit ieri o știre interesantă și anume, uite cum se potrivesc lucrurile. Statele Unite au legiferat căsătoria între persoanele de același sex pe toată întinderea Statelor Unite. Deci știți că au început rând pe rând anumite state să legifereze și foarte multe erau împotrivă. Până la urmă a fost legiferată căsătoria între persoane de același sex pe tot teritoriul Statelor Unite. După părerea mea, este un lucru bun. Deci, eu sunt perfect straight, însă mie mi se pare normal ca două persoane care se iubesc, se înțeleg și locuiesc împreună să poată beneficia de o oficializare a legăturilor lor cu toate drepturile sociale și legale care decurg din acest demers. În general, este greu de aflat exact ce procent din populație are o orientare homosexuală. Numărul celor care au reacții sau gânduri erotice pentru persoane de același sex este mult mai mare, e foarte mare de fapt, mult mai mare decât cel al căror că întrețin efectiv relații homosexuale, iar numărul celor care recunosc este mult mai mic decât al celor. Deci avem un eșalon mare care nutrește la un moment dat măcar astfel de senzații sau de gânduri și ăsta este un eșalon foarte mare. După aceea este un eșalon care chiar întreține relații persoane de același sex și bineînțeles cei care recunosc sunt mult mai puțin. Din cauza asta e greu de stabilit pentru că vă dați seama că în general studiile au o marjă de eroare destul de mare. Alfred Kinsey, un mare sexolog, prin anii 48-53 a condus niște studii din care ar fi rezultat că circa 35% din persoane ar fi avut cel puțin o experiență de natură homosexuală de-a lungul vieții. Asta nu înseamnă neapărat un raport sexual complet. 35% e un raport, este un procent foarte mare. Estimările actuale pentru persoanele care au o activitate homosexuală constantă variază undeva între 1 și 20% din populație. Probabil că procentul este pe undeva pe la 90%, pe la mijloc de gay și homosexuali. Problema este că ei sunt printre noi și dacă procentul este atât de mare, fiecare dintre noi avem cu certitudine un prieten, o rudă, un cunoscut, un coleg care are orientare homosexuală. Și probabil că acea persoană ne este dragă sau o apreciem pentru diverse calități pe care le are. Din păcate, există o discriminare care în România și în general în statele înapoiate funcționează destul de vehement, care îi face pe cei care sunt puțin altfel decât majoritatea să se ascundă și să trăiască într-o zonă gri în care există multă frustrare și destul de multe pericole până la urmă. Homosexualitatea, totuși, este ceva care ține de natură. Nu este o problemă de opțiune.
există adevărat și cazuri în care această orientare se dobândește pe parcurs datorită circumstanțelor, dar în marea majoritate covârșitoare este vorba despre ceva născut. Homosexualitatea se întâlnește în regnul animal la aproape toate speciile. Este un biolog, o întâlnim la cimpanzei, la delfini, la girafe, la pinguini, la câini, la pisici, la păsările de curte, ba chiar și la pești și la șopârle. Biologul canadian Bruce Baghamhill, sau cum s-o citi acest nume ciudat, a întreprins un studiu pe care documentează manifestări homosexuale la 450 de specii. Deci nu este ceva paradoxal, ceva condamnabil, ceva care să... Este un fapt care trebuie studiat la fel ca orice alt fapt și trebuie tratat pur și simplu la fel ca orice alt fapt. Problema este că nu este ușor să determini în harta natală a unei persoane dacă are sau nu are tendințe homosexuale. Iar părerea mea este că există anumite indicii. Eu am făcut niște studii destul de complexe. Am început să fac studii pe acest subiect în urmă, cred că cu vreo 10-15 ani, când s-a discutat subiectul pe grupul de discuții al asociației SEDRA din Franța, a cărei membră sunt. Și de atunci am mai studiat și de-a lungul timpului cât am predat cursul de astrologie relațională, mă rog, am găsit niște lucruri, pe urmă am mai găsit niște lucruri, când am lucrat la carte am mai găsit niște lucruri și trăiesc cu senzația că aș fi depistat un cumul de indicii care ar putea să te ducă cu gândul că cineva are înclinații homosexuale. De-a lungul vremurilor s-au mai făcut încercări. Prima undeva în perioada interbelică, când Carl Günther Heimschult considera că în hărțile bărbaților gay luna apare frecvent afectată și în cazul femeilor lesbiene soarele, mă rog, și pe rând au încercat tot felul. S-au legat de Uranus, s-au legat de Neptun, s-au legat de luna neagră. Treaba nu este chiar atât de simplă. Și nu există numai un indiciu care să conducă către o orientare, o astfel de orientare sexuală. Este un cumul de indicii. Cercetarea pe care am făcut-o eu, bineînțeles că nu este completă și n-am pretenții că ar fi exhaustivă. Se poate întâmpla ca alte persoane să dezvolte studiul și să descopere și alte lucruri. Se poate întâmpla chiar eu să continui studiu și peste câțiva ani să revizuiesc anumite păreri. Dar deocamdată am să vă prezint ce mi s-a părut mie că observ la această dată. Deci, în hărțile bărbaților gay, apar frecvent următoarele semnături. Încă o dată, e vorba de un cumul, nu numai unul, multe, 80, 90, 95% din toate aceste indicii. Deci, adesea, elementele de bază ale hărții, elemente de bază înseamnă soare, luna, ascendent, stăpânul ascendentului. Întotdeauna să urmăriți cu mult interes stăpânul ascendentului, pentru că el de cele mai multe ori este stăpânul hărții și spune foarte multe despre profilul psihotemperamental al unei persoane și chiar și despre destinul ei. Deci, de multe ori, elementele de bază au de-a face cu semnele duble. Gemeni, fecioară, săgetător, pești. Semnele duble sunt foarte adaptabile și sunt foarte convertibile. Au o mai mare putere de adaptare și sunt în același timp și mult mai deschise. Un semn fix îl scoți mai greu dintre ale lui, un semn cardinal se repede. Semnele astea sunt mai complexe și mai convertibile. Mercur de multe ori apare într-o poziție predominantă. Poate să fie în aceeași zodie cu Soarele, Luna, Venus și Marte, care sunt indicatori sexuali, cu ascendentul, stăpânul ascendentului, mai poate să apară în recepție mutuală cu toate aceste repere, sau
poate să apară o semnătură mai marcată în semnele mercuriene, în gemeni sau în fecioară. Deci până acum ține minte semne duble și ține minte o implicare mercuriană. Totuși, Mercur de multe ori, de cele mai multe ori, apare a fi afectat de o malefică. La malefice puteți să încadrați cu lejeritate și planetele trans-saturniene, nu numai pe Marte și Saturn, ci și pe Uranus, Neptun și Pluto. Mercur, în hărțile de homosexual, mai puțin e afectat de Marte, dar Saturn, Uranus, Neptun și Pluto cel mai des, prin conjuncție cel mai frecvent, dar și prin careu și opoziție. Dacă Mercur nu este afectat de aspectele cu malefice, îl găsim fie retrograd, fie foarte slăbit, în pești unde este în cădere și în așa, sau, în fine, într-o casă cadentă sau într-o casă care nu se vede din ascendent, a 12-a, a 6-a, a 8-a, a 2-a, a 3-a, a 9-a. Deci Mercur cumva este slăbit, fie că este atacat de un aspect de malefică, fie că este poziționat dezavantajos în debilitate sau într-o casă dezavantajoasă. În hărțile bărbaților gay, Luna, Mercur, Venus și Marte se află preponderent în semne feminine. Mai accentuat am observat pentru Luna și Mercur, dar nu numai. Apare, un alt indiciu este că apare o evidențiere de natură lunară. Deci Luna, fie că este angular, în casa întâia, a 10-a, a 7-a, a 4-a, fie că este în demnitate, în domiciliu, în exaltare, în triplicitate, în haiz. Haizul este, nu mai intrăm în, așa, dacă avem timp, vrei să spun ce este haizul? Haizul este o demnitate. Da, este, ține de sectă. Elemente, scrie în carte ce este haizul. Elementele de bază ale horoscopului, soare, luna, ascendent, stăpânul ascendentului, se află în semnele în care luna are o demnitate, în rac sau în taur, unde este în exaltare. Există și o evidențiere de natură venusiană. Venus apare angulară, Venus apare în demnitate, în domiciliu, exaltare, triplicitate, haiz. Elemente ale de bază ale horoscopului, soare, luna, ascendent, stăpânul ascendentului, sunt plasate în semne în care Venus este în demnitate, taur, balanță, pești. Mai mult taur și pești decât balanță. Balanța este un semn masculin, taurii și peștii sunt semne feminine. Balanța este semn diurn și taurul și peștii nocturne. Venus apare de multe ori în conjuncție careu sau opoziție cu Saturn, Uranus, Neptun și Pluto sau cu nodurile. Există o implicare a vărsătorului sau Uranus într-o poziție semnificativă, pe lângă toate celelalte. Uranus și vărsătorul altfel decât ceilalți. Curajul de a-ți asuma un alt curent decât ceilalți. Marte, în hărțile bărbaților gay, Marte este afectat de obicei prin conjuncție care usă o poziție de Saturn, Uranus, Neptun, Pluto sau noduri. Este afectat prin debilitate, se află în exil, cădere, plasare complet în afara sectei sau poziționare în casa adversă, casă care nu face aspect cu ascendentul sau în casă cadentă. Venus retrogradă sau Marte retrograd pot să fie și ei factori favorizanți, dacă și restul hărții înclină. Atenție însă, niciodată să nu puneți un verdict numai după 1, 2, 3 indicii. Vă trebuie o multitudine ca să puteți să emiteți supoziția. Niciodată nu veți avea o certitudine, dar supoziția că este posibil să fie așa. Ce am observat în implicarea mercuriană? M-am întrebat de ce. De ce Mercur apare, pentru că și la femei e o implicare mercuriană și faptul că Mercur este afectat și că apare proeminent și în fine. Să vedem ce e cu Mercur. În mitologia greacă, Hermes, Mercur, este un zeu viril. Apare, are chiar copii.
Oare pe, de la, împreună cu Venus, cu Afrodita, l-a făcut pe Hermaphroditus și pe Priap. Iar de la nimfa Driope îl are pe Pan. Ia să vedem pe rând. Hermaphroditus are organe genitale și masculine și feminine. Priap este un zeu cu un penis uriaș care se află mereu, este reprezentat în erecție. Pan este naistul cu copite de țap, vestit pentru apetitul lui sexual și el reprezentat adesea în erecție, atras deopotrivă de nimfe și de păstori, deci ăsta era bisexual direct, și care în timpul liber se masturba de zor, o artă pe care legenda spune că ar fi învățat-o de la Mercur, de la tatălui. Deci, cu atâtea... Interesantă progenitură, nu? Pe de altă parte, Mercur este convertibil, așa că poate să fie la fel de bine feminin sau masculin, androcin sau hermafrodit, heterosexual, bisexual, homosexual. Având atâtea valențe în materie de gen și de sex, Mercur poate să fie o planetă foarte interesantă de studiat când este vorba de un studiu al sexualității și implicit al homosexualității. Avem aici un exemplu, am multe exemple, am ales și eu pentru carte câteva mai cunoscute. Domenico Dolce. În 1985, Domenico Dolce a fondat împreună cu partenerul său, Stefano Cabana, prestigioasa casă de mode Dolce & Gabbana. Au format un cuplu stabil timp de 25 de ani, până în 2005, când s-au despărțit, însă au rămas parteneri de afaceri și foarte buni prieteni. Domenico Dolce este un leu, un semn fix, iată, cu ascendentul în fecioară, hai să vă arăt harta, asta este, un leu, cu ascendentul în fecioară în semn dublu, Mercur este, deci semnele duble sunt marcate odată prin ascendent, că ascendentul este în semn dublu, prin faptul că stăpânul ascendentului este în semn dublu. Avem o reliefare a lui Mercur, pentru că Mercur este în ascendent. Îl avem pe Mercur afectat odată de conjuncția cu Pluto și pe urmă de un care o mai larg cu Saturn. Deci Mercur îl avem afectat. Avem o, cum să spun, o reliefare lunară. Luna este în rac și este și într-o casă care o reliefează. Venus este în, deci este în domiciliu și este deasupra orizontului, este bine marcată. Avem și o conjuncție Soare-Uranus, altfel decât ceilalți. Deci, vedeți, avem cumva o grămadă de factori, un cumul de factori, dacă vreți ne ducem și mai departe, ne ducem la stăpânul casei a cincea sexualității, care este în semn dublu. Putem să ne ducem, deci fără, ne putem duce la stăpânul casei a șaptea, care este într-un semn venusian, și așa mai departe. Și Marte este... Marte este și el afectat, este în exil, în casă cadentă și afectat de careul cu Uranus și de opoziția cu, cu Neptun. Un alt exemplu ar fi Paul Verlaine, dar nu știu cum stăm cu timpul, 12:37 și eu trebuie să termin la 12:40, păi nu că... Trebuie să sărim peste Paul Verlaine, este o poveste și acolo foarte interesantă. Hai să trecem mai departe, o să citiți în carte, da. Boy George este un alt exemplu, sunt multe exemple și probabil că atunci când veți citi capitolul și voi veți căuta diverse exemple ca să vedeți. Nu toți homosexualii 100% se încadrează în tipare. Mai sunt și excepții, dar sunt foarte puține, foarte, foarte puține. Deci, marea lor majoritate se înscriu, au aceste trăsături. Ce se întâmplă în cazul lesbienelor? În cazul lesbienelor, unele dintre indiciile de la bărbații gay rămân aceleași, iar altele se modifică așa cum este și firesc, având în vedere diferența de sex. Iată ce găsim cel mai frecvent în hărțile lor. Găsim semnătura de bază în semne duble, la fel ca și la bărbați. Că e soare, luna, ascendent, stăpânul ascendentului, cutare.
Mercur îl găsim și la ele într-o poziție proeminentă și îl găsim la fel afectat fie de aspectul cu planetele malefice, fie prin poziționarea în casă, fie prin retrogradare, fie prin debilitate de altfel. Luna și Venus, în cazul fetelor lesbiene, apar mai ales în semne masculine. Dar pot să fie și în fecioară și scorpion. Scorpionul este stăpânul lui Marte, este zodia lui Marte, deci nu e de mirare. Iar fecioara este convertibilă și e foarte mercuriană, este domiciliu și exaltarea lui Mercur, deci am putea. Deci apar preponderent în semne masculine și când nu sunt în semne masculine, în fecioară sau scorpion. Luna este afectată în aproape toate cazurile, fie că e peregrină, fie că e în exil, fie că e în cădere, fie că este în case cadente, fie că nu în case care nu se văd, care nu fac aspect cu ascendentul. Las că o să socotiți acasă dacă sunteți sau nu. Dar să știți, deci eu tot citind, tot studiind subiectul și cazul, și citind despre foarte multe cazuri, am dat și peste cazuri din acelea cu bărbați însurați de mai multe ori, cu iubite, cu nu știu ce, cu copii care la 40 și nu știu câți de ani își dau seama că de fapt sunt gay sau femei la fel. Deci, on ne sait jamais? Bun. Ce mai apare la femeile gay? Puteți să faceți puțină liniște ca să termin mai repede să, că, și fac un efort ca să vă acopăr și deja sunt cam belalie, dacă mai fac și efort e așa. Marte este într-o poziție de obicei vizibilă. Avem o evidențiere marțiană, ori angular, în casa 1-a, 10-a, 7-a, 4-a, ori în demnitate, în domiciliu, în exaltare, triplicitate, în haiz, ori este conjunct cu elemente de bază ale horoscopului, Soare Marte, Lună Marte, Ascendent Marte, Stăpânul Ascendentului Marte, sau este în semne în care Marte e în demnitate, Berbec, Scorpion, Capricorn. Evidențierea venusiană rămâne, la fel ca și la bărbați, rămâne o evidențiere venusiană, deci probabil asta ne arată că totuși în cazul persoanelor gay, factorul afectiv este foarte important. Deci ea acordă foarte mare importanță acestui factor și la băieți și la fete apare o evidențiere venusiană foarte puternică. Dar Venus este evidențiată la femei mai ales și în demnitate, dar este și ea afectată, fie prin exil, fie prin cădere, fie printr-un aspect dur cu planetele malefice sau cu nodurile lunii. Și iarăși există o implicare a vărsătorului sau a lui Uranus care zice altfel decât ceilalți. Din nou avem nevoie de un cumul de factori. Aici o avem pe Lili Mann, este vestită astrologă americană, n-a făcut niciodată niciun secret din faptul că este lesbiană. Este una dintre pionierele luptei pentru drepturile persoanelor gay din Statele Unite. Este o astrologă de excepție și un om deosebit. Și-a dat seama că este gay la 19 ani, a început să militeze pentru drepturile persoanelor gay din anii 70 și are de foarte mulți ani o relație stabilă cu Maggie Meister, care este tot astrolog și locuiesc împreună în Florida. În harta lui Lili Mann, Soare, Lună, Mercur sunt în fecioară, semn dublu mercurian. Marte este în ascendent. Marte este în ascendent, deci dintr-o dată, așa. Există o reliefare marțiană și una venusiană, dar se adaugă la asta aspectul stresant care vine de la Pluto și de la Nod. Venus și Marte sunt în semn masculin, Luna este peregrină, că ziceam că Luna este adesea afectată și este foarte crudă, este aflată sub razele Soarelui, este o lună nouă, abia mijită.
Deci nu este într-o poziție puternică. Luna devine puternică atunci când crește și este... Mercur se află în domiciliu și exaltare. E într-o poziție foarte bună de data asta, dar este combust. Deci o altă modalitate de afectare. Lipsește implicarea de tipul Uranus vărsător, asta numai dacă nu luăm în considerare nodul nord care este în vărsător. Bine, aici o mai avem pe Judith Butler, o vestită celebră. Aș fi vrut să vă arăt în trecere două hărți, Del Martin și Phyllis, cum o mai cheamă. Deci o să vedeți iarăși ascendentul în berbec, luna în berbec, Venus în berbec, Soare, Marte și toate celelalte. Și Phyllis Lion, și aici avem o convertibilitate destul de mare. Aceste două persoane sunt iarăși niște repere din lupta pentru drepturile gay. Ele s-au întâlnit în 1950, au format un cuplu stabil din 1950, prin 53 și-au format prima asociație de luptă pentru drepturile persoanelor gay. S-au căsătorit în 2008, imediat cum s-a dat legea care admitea căsătoriile între persoane de același sex în California, în iunie, și în august una dintre ele a murit la 87 de ani. Deci au trăit împreună 58 de ani până au reușit să-și legalizeze. În fine, nu mai insist, veți vedea, Astro Data Bank are o bază de date foarte mare de femei gay și de bărbați gay. Mai avem da, Ellen DeGeneres, care este împreună cu, s-a căsătorit cu avocata blondă din Ellie McBeal, cu, cum o cheamă, doamne, cum o cheamă, judecătoare, una frumoasă, blondă, în fine, n-are importanță. Ce se întâmplă la transexuali? De obicei sunt aceleași indicii ca pentru lesbiene sau pentru homosexuali, în funcție de sexul inițial. Dar am observat că la majoritatea hărților de transgender, Pluto și sau Uranus, de obicei ambii, se află într-o poziție proeminentă, în ascendent, în casa 10, în conjuncție cu stăpânul ascendentului, cu Venus, cu Marte. Pluto este transformarea, este metamorfoza. Uranus este schimbarea în sens de modernizare, de îmbunătățire. Și în general sunt niște hărți puternice, niște hărți de persoane foarte determinate care au curajul să facă demersurile medicale necesare pentru a ajunge să capete. Aici este Chasitisan Chas Bono, băiatul acum lui Cher. Mai sunt exemple în carte, o să le vedeți, câteva. Și aveam niște concluzii, câteva concluzii, atât la bărbații gay cât și la lesbiene este întâlnită o componentă de convertibilitate care vine fie de la un marcaj în semne duble, fie de la un marcaj mercurian. În ceea ce îl privește pe Mercur, la bărbații gay Mercur preferă semnele feminine, în timp ce la lesbiene nu am observat o departajare. La bărbați apare o subliniere lunară, în timp ce la femei se remarcă o subliniere marțiană. La bărbați, luna și Venus se regăsesc preponderent în semne feminine, pe când la femei mai ales în semne masculine. Dacă totuși sunt în semne feminine, atunci e vorba de Scorpion, semn stăpânit de Marte, sau Fecioară, semn stăpânit de convertibil și stăpânit de Mercur. În cazul lesbienelor întâlnim extrem de rar în luna și Venus în semne care ar putea fi numite ultrafeminine. Deci luna și Venus nu prea apar la lesbiene în taur, în rac sau în pești, semnele care sunt domiciliu și exaltarea lunii și a lui Venus. Uh,
Situația diferă în cazul lui Marte. În hărțile bărbaților gay, Marte este de obicei slab și preponderent în semne feminine. La lesbiene este înclină ușor spre semnele masculine, dar nu semnificativ, însă este de obicei într-o poziție puternică, proeminent. Atât la bărbații gay cât și la lesbiene se regăsește o componentă venusiană reliefată, dar de obicei distonantă. De exemplu, Venus este angulară, dar e în exil. Știi? Adică e puternică că e angulară, dar e în exil, așa, sau este conjunctă cu soarele, proeminență, dar este într-o casă cadentă. Sau e în domiciliu, dar e prost aspectată de malefice. Deci cumva este puternică, dar are o notă disonantă. Transexualii păstrează indiciile menționate la gay și lesbiene conform sexului avut inițial, dar au o componentă puternică de tip Uranus sau Pluto, cel mai adesea ambele. La bisexual este un teren foarte neutru, preiau din indiciile astrologice ale bărbaților gay și ale lesbienilor, dar nu într-o proporție atât de accentuat. Deci sunt mult mai greu de depistat. De obicei, bisexualitatea nu presupune o orientare foarte clară spre un sex sau altul. Și aici devin mai importante interesul pentru sex și deschiderea, capacitatea de adaptare. În hărțile... Poftim? Nu am cercetat acest aspect. Este un început, de aici înainte voi puteți să vă faceți cercetări și să... e un domeniu foarte vast. În hărțile bisexualilor, pentru că există această mare disponibilitate și către convertibilitate și către experiment și apare și interes pentru sex, în primul rând. Nu? Semnificatorii sexuali sunt foarte puternici. Semnificatorii sexuali înseamnă Venus, Marte, înseamnă stăpânul casei a cincea, planetele din casa a cincea, eventual stăpânul casei a șaptea, planetele din casa a șaptea. Sunt puternici, iar convertibilitatea, semne duble și mercur, este de obicei mai pronunțată. Cam asta este ce am observat eu. M-aș bucura tare mult să faceți și voi cercetări și am putea să facem, dacă este cineva interesat, am putea să facem un grup de studiu.